strada Sadoveanu din Durlești. Nu există primărie, nu există stat. Oamenii au blocat circulația pe drum ca să-și toarne beton măcar în dreptul casei. Ploile pe aici distrug betonul lor turnat, din când în când cărpit de mântuială, și toarnă din nou, care își permite, dar care nu, stă cu groapa în dreptul casei. Și azi, la ora asta, drumul e impracticabil, necirculabil, pentru că oamenii se descurcă care și cum poate. Unii investesc în casă, în gard, alții ajung deja să bage banii în drum. Dar unde-i statul? Unde-i guvernul? Unde-i primăria? Pentru ce plătesc șoferii taxe de drumuri? De ce pietonii și alți cetățeni plătesc impozite de tot felul? Dacă ne descurcăm așa ca în junglă, nu e așa că trebuie o schimbare de atitudine. Cere un socoteală de la cei care iau impozite și gestionează banii publici în numele nostru. Altfel o să ne trezim cu străzi privatizate, cu sate, proprietate personală, cu iobagi, cu sclavi. Chiar dacă strămoșii noștri au luptat ca să anuleze sclavagismul, robia, s-ar putea să revină dacă oamenilor nu le pasă, fac parte din stat, din societate, dar nu se implică, nu se interesează, nu participă. Acum câțiva deja mi-au refuzat să semneze că ei nu participă la alegeri, că nu se interesează de viața politică. Păi dacă nu vă interesați voi, se interesează și ei care fac politică în numele vostru. Poftim, pojavăsta. Strada închisă. Și mâine, poi mâine, vecinul îți vrea să toarne, iar o să închide strada. Dar nu așa trebuie făcut, nu? Adă Sadoveanu. Durlești capitale. Asta e capitală europeană. Ia uitați-vă ce drum. Unele sate și drumurile sunt mai bune.